Salut! Astăzi o să vă povestesc o întâmplare mai puțin plăcută, o experiență negativă pe care am avut-o cu un servis în Găiești, servis auto. Este vorba despre MAVEXIM, care este Rita mai Service-ul și, cu, și reprezentanța Dacia, dealer auto Dacia. Menționez că nu-mi stă în fire să postez pe YouTube despre orice nemulțumire pe care o am cu vreo firmă, dar chestia asta m-a deranjat foarte tare și mi-a încurcat un pic planurile. Săptămâna trecută, deci astăzi este 5 octombrie, săptămâna trecută, acum vreo 5 zile, cred că pe întâi am fost la ei să fac o programare pentru a schimba ambreajul la camper. Am vorbit la recepție, vreau să spun de la început că doamna de la recepție nu are nicio vină în toată povestea asta, Um, am spus că este vorba despre o autorlotă pe platformă de Fiat Ducato um, și că am piesa, am eu ambreiajul, dacă se poate schimba la ei uh, și a zis că da, s-a dus să întrebe inginerii uh, cât, uh, cât costă manopera și dacă se poate face la ei, au zis că da, costă în jur de 600 sau 800 de lei și am făcut programare pentru luni dimineață, astăzi 5 octombrie. Astăzi am fost la service, mi-au făcut fișă de client, au preluat mașina, fiind... Mi s-a spus că mâine cel mai probabil va fi gata, voi fi sunat. Toate bune și frumoase. După cum am spus, manopera va costa între 600 și 800 de lei. Bun, am fost de acord cu toată, toată chestia asta, am lăsat mașina, am plecat, după 5 minute primesc telefon și mi se spune că inginerii sau cine stabilește prețul nu au știut că e vorba de o autorulotă. Repet, am spus din prima fază este autorulotă pentru că am menționat înălțimea, dacă poate intra la ei în hală și platforma este Fiat Ducato și că manopera va costa 1200 de lei pentru că e autorulot. Și eu am spus, am, am reamintit că am menționat de prima dată, să știu de prima dată și că ei au crezut că este vorba de o dubiță de marfă. Bun. Dacă e dubiță de marfă sau autorlotă, mașina tot fi aducată, este, platforma este tot fi aducată, o e aceeași manoperă pentru că nu contează ce e în spatele pe platforma mașinii și tu ai treaba cu ambreajul, de schimbat ambreajul, da, dar asta este 1200 de lei manopera, evident că nu am acceptat, este un preț dublu și că e o bătaie de joc, m-am -am întors să iau mașina, doamna de la recepție s-a scuzat de 1000 de ori, i-am explicat că știu că nu e vina ei, și am menționat de la început povestea asta că în povestea asta ea nu are nicio vină, ea doar intermediază, dar mi se pare strigător la cer ca tu să-mi spui un preț, după aceea mi spui preț dublu, probabil evaluând stai că nu e dubă de marfă, e autorlotă, deci omul poate are mai mulți bani dacă și-a luat autorlotă să se plimbe cu ea. Și atunci hai să să băgăm mai mult la manoperă. Probabil că dacă eram îmbrăcat și la costum, mai puneau 2 milioane la manoperă în plus. Noroc că dimineața era foarte dimineață, pentru mine m-am dus, oricum nu umblu la costum zilnic, dar uh, probabil că așa evaluează multe din prețuri, uitându-se la om sau evaluăm cam câți bani are omul și atunci băgăm la manoperă. Nu au știut să-mi explice de ce platforma fiind aceeași mașina nu ai tu treabă cu ce în spate pus pe, pe, platforma ei. De ce îmi cer mai mulți bani? Așa că evident am luat mașina, dar cred că oamenii din zonă care beneficiază de serviciile acestui servis ar trebui să fie mai atenți cu, cu serviciul ăsta. Am văzut că mai au ceva recenzii negative pe Google. În orice caz mi se pare strigător la cer să, să îmi spui chestia asta. Probabil că norocul lor este că nu suntem în America și că în America ai fi dat în judecată în secunda 2. Și pentru că eu am pierdut 5 zile. Eu am mașină, nevoie de mașină în câteva zile să plec. Și m-am bazat că am făcut programare la ei. În timpul ăsta de 5 zile puteam să o fac foarte bine în altă parte. Evident că nu se poate. Și cred că serviciile astea așa de rahat ar trebui să se oprească la un moment dat, dar ele nu se vor opri dacă oamenii nu zic nimic, dacă tac și înghit. Și atunci de -aia consider că e necesar să, să postez și chestia asta cu serviciul Mavexim din Găiești, care este dita mai dealerul Dacia și se pretează la, la chestii din astea. Cred că la niciun mecanic particular la garaj, dacă dacă mă duceam, nu nu făcea chestia asta, să îmi spun un preț la sfârșit, stai că e al preț. Noroc că nu a fost la sfârșitul lucrării. Evident că nu aș fi achitat și în secunda a doua aș fi sunat la protecția consumatorului. Dacă mi ai spus o o, o treabă așa rămâne. Eu am acceptat pe treaba aia. Dar na, așa se poartă unele firme și Păcat pentru că este un servis, este exact ca Meridianul din București, care este dealer Dacia, și păcat că e un servis care arată civilizat, dar se pretează la asemenea mizerii, pentru că asta nu pot să zic că e un serviciu, e o mizerie ordinară să, să faci chestia asta. Așa că o să merg la București să-l fac la servisurile unde știu eu, am încercat aici pentru că eram aici, în zona asta, și am zis să nu mai bat drumul până la București, dar nu se poate. Așa că asta e. Astea sunt serviciile, chiar dacă firma cumva pe afară e pompoasă, vopsit gardul înăuntru leopardul, cam nasol. Nasol și foarte dezamăgitor să, să, facă chestia asta. Așa că nu vă recomand serviciul Mavexim din Găiești.